Aula Ștefan Cicio Pop a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a găzduit astăzi o recenzie inedită de carte, Deslușind misterele vieții, știință modernă și înțelepciune antică. Este volumul lansat și la Arad de comisarul Indiei în Trinidad Tobago. For translating my book into Romanian language. Mulțumesc Universității de Vest Vasile Goldiș pentru că mi-a tradus cartea în limba română și a fost lansată astăzi. Este o carte despre probleme fundamentale ale vieții. Când privim universul din jur, ne gândim ce este acest univers, cine l-a creat, iar dacă l-a creat cineva, cine l-a creat pe creator. Cum funcționează acest univers? Cum răsară și apune soarele atât de precis în fiecare zi? Cum se succed anotimpurile? Cine suntem noi? Cum ne-am născut și de ce ne-am născut? Care sunt celelalte milioane de specii de viață? Privim animalele, privim viața acvatică, privim păsările și ne întrebăm cum este viața lor. Câteva dintre aceste probleme sunt dezbătute în această carte și am încercat să răspund acestor întrebări. Surprindem în această carte o serie de realități, așa cum am și prezentat în prefața volumului. Permiteți-mi să citesc, parcurgând întregul volum de o valoare științifică și filosofică excepțională, cunoaștem prin această carte deopotrivă puterea inteligenței umane, dar și misterele creației, prin care autorul și cartea sa se înscriu în fondul de aur al literaturii universale, fiindcă acesta este punctul de vedere al nostru și punct de vedere care a contribuit la traducerea acestei cărți. Mesajul acestei cărți de filozofie universală și actuală este să învățăm din trecut pentru a avea un viitor prosper. Volumul Deslușind misterele vieții, știință modernă și înțelepciune antică a lui Gauri Shankar Gupta a apărut la editura Vasile Goldiș University Press din Arad.